Pentru a acorda un alt loc de teren. Cum vă numesc? A fost, să zic așa, la, nu știu ce a spus? Nu disputat așa, dar vă spun, 7 ani de zile odată n-a fost pus la ordine de zi. Dar ce vrea că ne-ați depus la primărie? După ce ați avut hotărâre? Vai de mine, cereream și ies și executorul și astea. Da? A fost ca și cum în prealabil, strada Tudor Vladimirescu 25, prescus, adică va fi un loc de teren. După care s-a aflut săptămâna trecută și acela s-a anulat. Nu știu ce a fost, nu mă interesează, dar vă spun. Am 7 ani de zile, 3 de judecată și 4 de hotărâri. 4 ani de zile. Doamna Veșca, dumneavoastră am trebuit judecătorească, că aveți indicat că anume Tudor Dumnezeu 25, nu, să trebuie un loc de pământ. Nu, eu vă spun, stai puțin, de ce te revolți așa? Eu îți spun că am fost, anul trecut, încă era alt consiliu, sau să zicem, chiar în Consiliu s-a spus că este prevăzut undeva, poate, Tudor Vladimirescu 25. Vă spun, am fost doar și astea. Am stat liniștită, că zic, mă rog, cât de cât se prevede ceva astea. Mă uit că nimic. Dar de când e hotărât definitivă? Din 2012. Sunt 4 ani în august. Am primat. Ce ne poate să vă spun eu? Deci, stimați consilieri, la prima sau la două ședințe a Consiliului, eu am venit cu titluri executoriu, câteva titluri executoriu pe care trebuie să sun eu la primărie când am venit în funcție, inclusiv și titlul doamnei Veșca Tatiana. Am adus la cunoștință Consiliul, la următoarea ședință a Consiliului s-a format un bun imobil în strada Tudor Vladimirescu 25, care urma să fie atribuit doamnei Veșca Tatiana. După care proprietarul terenului nu a fost de acord cu formarea bunurilor imobile, la ultima ședință a Consiliului s-a anulat acea decizie și terenul din strada Vladimirescu 25 a fost adus la etapa inițială. Acum urmează iarăși Consiliul să decide. Domnul primar, credeți în minte atunci dumneavoastră că e de acord să modifice, dar noi am discutat din câteți în minte. Domnul președinte, da, deci domnul Segar. Da, domnul Segar, vă rog, frumos. Nu, până mai avut încă un Consiliu la care am abrogat decizia și am venit la poziția inițială. Acolo au fost încălcate drepturile proprietarilor care sunt moștenitori. La unul s-a format un bun imobil de 5 ani, la unul s-a format un bun imobil de 6 ani, pe când în zona de oraș, până la 7 ani se poate de atribuit. Și am venit la poziția inițială și venind la poziția inițială, noi de o să discutăm și să vedem cum putem și ce face. Au fost solicitările domnilor proprietari care au trebuit să le examinăm. Bun, și acum suntem la situație cât e dedicat alt teren, sau tot și acolo să fie format un imobil. O să vedem, dacă este posibil acolo de format un bun imobil, o să-l formăm. Dacă nu este posibil, o să căutăm în altă parte, o să formăm un bun imobil, să-l atribuim în doamnei Veșca, conform titlul executor, care l-are dumneavoastră. Da, asta mai aștept. Eu nu, adică nu mă țin, mă rog, Tudor Vladimirescu. Eu pur și simplu... Din 2012 și am 2016, adică dacă în decurs de jumătate de ani noi să căutăm dumneavoastră unde putem forma, cred că nu o să dureze. Caut 4 ani. 4 ani de zile ați așteptat. Păi eu de atât așa... La Consiliul Precedent... Mai așteptați încă 4, 3 judecate, 4... Consiliul Precedent a lucrat 3 ani de zile, doamna Veșca. Domnul Alexandru, eu altă, eu am venit să vă pun, fiindcă și nu venit eu astăzi, eu avem să vin peste un an și fix așa avea să rămână. Condiția juridică, noi să examinăm... Fiindcă câte cereri am depus la primărie? Eu vă spun, eu înțeleg. Păi corect, eu nu asta, eu am venit pur și simplu să vă pun la curent, fiindcă cererile mele nu se iau în considerație. Și am venit să vă pun și nu vreau să aștept
un an de zile. Vreau la consiliul următor, nu știu când va fi, că așa din 3 în 3 luni sau în jumătate de an, nu știu cum. Am o întrebare la dumneavoastră. În caz dacă, de exemplu, un teren liber nu identificăm, sunt terenuri care sunt ocupate abuziv, dar sunt grădite. Sunteți de acord să primiți așa un teren și pe ori să vă judecați cu... Nu mă judec, eu 3 ani de zile am făcut de judecată. Păi asta, hotărârea judecății, ați știți-o cum este scrisă? În termen limitat, echivalentul lotului care a fost. Atunci, dați un nu, altceva. Eu vă arăt, dacă nu are dubii. Dați-mi o copie să vă vedem. Sau mai bine vă aduc altă. Vă aduc. Dăceți-mi o copie să vă trebuie. Pur și simplu, da. De unde a fost terenul acela care e pe două nume? Calea Unirii 25. Calea Unirii 25. Și îmi spuneți, dar cum a fost? Fix același caz, în timp de jumătate de an, 7 ori s-au vândut. Și-s vândute cum? Dintr-un raion, dintr-un sat, rude. De bună credință. Da, de bună credință, corect. Contravaloarea, care a fost vândut... Depuneți când vă spus, domnul președinte, în concerie și anexați hotărârea judecătorie. Noi o să examinăm și o să vedem unde putem să vă atribuim un loc de pământ.